Salut, sunt Alex! Înainte să începem, vreau să vorbesc despre ce s-a întâmplat duminică, am prea mult pe suflet. De obicei încerc să prezint știrile diferit și echidistant și să-mi păstrez părerile personale pentru mine. Dar ce-am pățit duminică e prea mult. PSD. În acel moment al filmării, Alex a început să arunce cu ou și cu oțet în rezultatele alegerilor de pe 11 decembrie. Conduita acestui show nu ne-a permis să publicăm aceste comentarii deplasate în emisiune, însă din cauza unor defecțiuni tehnice, nu am mai putut edita această parte. Ca să rezumăm, Alex crede că cei care au fost eligibili de vot și nu și-au exprimat acest drept, merită să sufere de flatulență excesivă. El crede că o prezență de 39% la vot este o rușine națională mai mare decât orice selfie al lui Mihai Trestariu. S-a oprit pentru o secundă să spună: pun pariu că Mihai Trestariu a mers la vot. Până și el știe de importanța lui. Mai avea puțin și câștiga Eurovisionul. Și cu ce voce? Alex a continuat să afirme că o asemenea voce este mai insuportabilă decât sunetul unui porc sacrificat în ziua de Ignaț. Și că ar prefera să-și astupe cu nisip căile auditive sau să-și lipească timpanul de urechea internă folosind picătura. Apoi, crezând că mesajul nu este suficient de convingător și că cei din studio nu-l cred în stare de așa ceva, a luat un tub de picătura din sertar, a desfăcut capacul și a început să toarne conținutul în ambele urechi. În timp ce substanța se usca și îi putea afecta auzul pentru tot restul vieții, Alex și-a adus aminte că vorbea despre alegeri și a declarat că după ce a văzut harta României cu distribuția voturilor, nu-i mai trebuie roșu în viața sa. Văzând că prezentatorul înfierbântat se cam albise la față, colegii au bănuit că problema vine de la nivelul scăzut al glicemiei și au oferit acestuia un bol cu bomboane de ciocolată. Vizibil calmat de prezența dulciurilor, Alex a început să le mănânce, dar să sorteze bomboanele roșii de cele colorate. The Unlike Show vrea ca privitorii să nu ia în serios opiniile lui Alex, deoarece acestea nu reflectă poziția companiei. Ne întoarcem acum la formatul normal. Și dacă scăpam de mocirile asta și de canalele media, era cel mai bine. Oricum, asta e The Unlike Show, emisiunea ta cu subiectele mele. Săptămâna asta punem în cui rubrica Români care ne fac mândri peste hotare. O fată din România vrea să-și vândă virginitatea pe milioane de dolari. Am mai văzut ideea asta prin străinătate, nu bănuiam că o să ajungă și la noi. Tânăra de 18 ani a dat un interviu pentru o televiziune din Anglia și a spus că poate să-și demonstreze virginitatea printr-un certificat medical. Ideea i-a venit când a văzut filmul Propunere indecentă cu Demi Moore, un film mai bătrân decât ea. Nu știu unde a văzut filmul ăsta, pe Neptun TV noaptea târziu. Revenind, are chiar și oferte de 2 milioane de dolari, dar bărbatul trebuie să arate rezonabil, să fie gentleman. Ești cea mai scumpă prostituată din lume pentru el. Cum crezi că o să te trateze? Nu ești un pretty woman. Cred că o să te respecte foarte mult dacă nu o să-i mai ceri banii. Oricum, fata a recunoscut că e o oportunitate și că a încercat să profite de ea. Mai creștem și noi pibul un pic. Americanii, în marea lor majoritate, sunt nemulțumiți de alegerea lui Trump și vor să-l încurce cu orice preț. De aceea au lansat aplicația Boycott Trump cu o listă de business-uri cu care Trump are legătură, e cât de mică. Spre exemplu, un restaurant unde el are 5% din acțiuni. Nu mai mănânci niciodată acolo. Sau hotelurile sale. Nu mai dormi niciodată acolo. Făcând abstracție de faptul că acolo lucrează câțiva oameni care încearcă să câștige o pâine cinstită, cât de tare ar fi dacă am avea și noi o listă din asta cu afacerile care sunt mână-mână cu baronii locali. Poate așa am anihilat mai ușor. Răscolind internetul după știri, săptămâna asta am descoperit o altă cauză pentru care vreau să luptăm împreună. Lupta împotriva corupției am pierdut-o duminică, mergem mai departe. Genderless Nipples este un cont de Instagram cu 13.000 de urmăritori care vrea egalitate între sfârcuri. Fie că sunt mari sau mici, maronii sau roz, bărbătești sau femeiești, ar trebui să fie libere pe rețelele de socializare. Faza e că bărbații pot să și le arate, dar femeile trebuie să le acopere. Ce am descoperit eu investigând acest subiect? 1. Dacă te uiți doar la sfârc, nu faci diferența între cel de femeie sau cel de bărbat, sincer. 2. Dacă târni un sugar de sfârcul ăla, nu-ți mai șterge marc poza. Și ăla era tot sfârc. 3. Dacă e în picturi sau sculpturi, e ok. Și ăla era tot sfârc. 4. Nu înțeleg de ce la concursurile de Miss există bikini care ți-acoperă doar sfârcul. Partea care mă face să mă holbez e sânul. Dacă voiai să cenzurezi ceva, făceai o bustieră cu o gaură aici și nu mai erai cu aolo, se vede prea mult. 5. Îmi place să zic sfârc. În concluzie, când eram mic și mă uitam la Revelionul cu Dan Negru și ieșea Mama Natură din tort, cu cei mai mici plasturi peste... ăia îmi protejau mie inocența. Treziți-vă, oameni buni! Fotbalul nu e doar despre simulări, din fericire. Astăzi vedem efectele unei mici de fotbal luată în față, grație de Slow Mo Guys.
Pe românește, băieții testează diferite lucruri sub lupa camerei la viteze extrem de mici. Și atunci când încetinești realitatea de 1000 de ori, iată ce se întâmplă cu fața ta în jumătatea aia de secundă după lovitură. În caz că nu știi, Instagram urmează să lanseze funcția de live streaming. A apărut în Statele Unite pe câteva conturi butonul de live la secțiunea Stories. La fel ca la Facebook, vei fi notificat când o persoană pe care o urmărești pornește un live despre o viață la care tu nu ai acces, după care salivezi și pentru care nu ești dispus să muncești pentru că ești o persoană leneșă. Mulțumim pentru susținere, dacă v-a plăcut, share. Uite cum e. Știu că în general nu comentați și înțeleg, un like, ia de aici Alex, e suficient. Dar acum că au fost alegerile, vă rog mult, dacă ați votat, să scrieți în comentarii. Dacă n-ați votat, de ce n-ați votat, cu cine ați votat, la ce oră ați votat, ce vreți voi despre votat. Eu am fost Alex.